Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM. Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, sunt Mirela Retegan și astăzi schimbăm perspectiva. Schimbăm perspectiva asupra felului în care ne raportăm la corpul nostru, la mișcare, la frică, la îndrăznarea de a face ceea ce nici nu știam că putem să facem. Vă mărturisesc că mi-am dat seama, în urmă cu câțiva ani, că din fotoliu pe scaun, de pe scaun, în lift, din lift, în scaunul de pe mașină, dintr-un fotoliu într-un scaun, ajungem de cele mai multe ori în pat și uneori chiar pe patul de spital. Așa că am schimbat perspectiva și, din pas în pas, vreau să ajung la 100 de ani sănătoasă și fericită. A apărut în viața mea un om care mi-a dat încredere să fac ceea ce nu credeam că voi face vreodată. Astăzi l-am adus aici la Schimbă Perspectiva să-l cunoașteți și voi și să vă dea și vouă puțin din curajul, din încrederea, din dorința de a face mișcare pe care a trezit-o în mine. Ionut Stankovici, bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit, Ionut! Bine te-am găsit! M-a ajutat enorm întâlnirea cu tine să mă ridic de pe canapea. Să mă ridic din scaunul în care stăteam, țintuită, convinsă fiind că tot ceea ce fac eu în viața de zi cu zi este atât de important încât nu mai contează faptul că nu mă mișc aproape deloc. Și vreau să-ți mulțumesc! Cu mare drag! Oare întâlnirea cu mine sau când ai văzut ce fac? Întâlnirea cu tine, pentru că întâlnirea cu tine s-a întâmplat pe marginea unui lac. Acolo unde tu uh, puneai în caiace persoane cu dizabilități care învățau să uh, vâslească deși uh, jumătate din corpul lor uh, era inert. Și când am văzut cum reușești să le dai putere unor oameni care au auzit toată viața lor, tu nu o să faci, tu nu mai poți, viața ta s-a terminat, nu ești în stare de nimic din punct de vedere al mișcării, pur și simplu am înțeles că oricine poate să facă asta. Da, cred că cel mai bun lucru care l-am făcut pentru activitățile care le desfășurăm este să mă focusez și să-mi fac instructori și monitori, persoane cu nevoi speciale. Și m-am bucurat și sezonul trecut de iarnă foarte mult când am văzut că acești oameni învață pe ceilalți iar ceilalți care vin la părte prind foarte mult curaj pentru că îi văd că monitorii lor sunt persoane cu nevoi speciale. Și asta se întâmplă când, când ne vede lumea. Când vede lumea că ei fac aceste activități, automat te gândești că stai puțin eu, de ce am această frică de alunecat pe zăpadă sau de plutit pe apă când vezi aceste persoane care sunt în scaun cu rotile sau vezi nevăzători care se duc, se aruncă și își viața și bucuria de a fi pe pârtie sau de a fi pe un lac. Normal că prinzi mult mai mult curaj. Ionul Sankovici este sportiv, dar n-a fost din una. n-a făcut din sport din, din totdeauna un mod de viață. A fost la hobby-uri trecut sportul în viața ta pentru că, să le spunem ascultătorilor, o vreme ai fost antreprenor înainte de a fi antreprenor ai susținut pasiunea tatălui tău pentru uh, oi exact. și, cum îți place ție să spui, ai fost cioban? Exact! Adică de adevăratele sau asta e o glumă? Nu, 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 de adevăratele Mergeam la fermă cu tata și Câți ani aveai? Bineînțeles, tata a avut ferma de când eu aveam 10 ani, așa, așa că am. la 16, 17, 18 ani, la liceu eu îl ajutam pe tata mergeam și discutam cu el, mergeam la fermă dimineața la 5 și ceva mulgeam oile, după care mergeam la școală în continuare, deci am dus o viață frumoasă de cioban De cioban până la ce vârstă? Până la 22. La 22 am schimbat uh, puțin domeniu și am mers în domeniul bancar și, dar și asta tot pentru a-l susține pe tata, dar am făcut -o mult mai bine din partea cealaltă decât de, din, coace. Cât de greu a fost să schimb perspectiva în acel moment? Nu a fost greu pentru că mi-am dorit foarte mult. Mi-am dorit uh, foarte, foarte mult pentru că fiind aici pe partea asta de animale, să-i văd pe ceilalți care se îmbrăcau la costum toată ziua și erau îngrijiți și arătau foarte bine și mi se păreau oameni foarte inteligenți și am zis, da, vreau să studiez, vreau să învăț și vreau să fiu și eu așa, să merg tot timpul la costum și elegant. Deci tu ai stat câțiva ani de zile în afara în, școlii, în câmp, cu oile, da, am de și multe ele. ori și singur. singur. Da, majoritatea timpului ești singur când mergi cu animalele pe câmp. Ești doar tu cu ele. Ce ai învățat de acolo, Ionuț? Acum m-am dau seama că am foarte, foarte, foarte multă răbdare și mă bucur foarte mult pentru că uh, toate activitățile care le-am avut în viața mea m-au, să zic, șlefuit așa ca să pot să fac ceea ce fac astăzi și mai ales activitățile de astăzi, care le fac astăzi, mă, mă șlefuiesc foarte mult și cred că de la partea asta cu animale mi-am luat foarte multă răbdare pentru că mergeam și stăteam și nu aveam cu cine să vorbesc și mă uitam între ele, aveai grijă de ele, dar era foarte multă... Lândare. Am învățat și să nu te mai tând de singurătate? Asta e normal. Tot timpul ești singur acolo. Era, era ferma foarte mare și de multe ori eram copil și rămâneam singur. Era, aveam revelioane unde am rămas, de exemplu, că, pentru că o, oamenii care munceau la fermă preferau să meargă acasă la familie și atunci rămâneam singur. De un revelion îl petreceam acolo, în, în fermă. Aveai tu artificiile tale. Și cum te raportai la restul colegilor tăi când știai că ei au o viață socială și uh, tu trebuie să te duci să faci asta? M-a ajutat foarte mult sportul pentru că mă întorceam la școală și la școală aveam activitățile sportive cu ei împreună și eram o comunitate foarte strânsă, pentru că asta face sportul, te aduce împreună. Și atunci nu simțeam și nu se vedeau diferențele că eu când termin partea de sport, eu trebuie să mă mai duc la fermă să mai mulg goile sau să rămân acolo sau să-l ajut pe tata. Și nu se vedea asta, pentru că eram și cum veneam la școală, iar intram în partea de sport, toată lumea era foarte focusată pe ce program avem și ce activități sportive erau. Și la ce, licea, ce ori. sport făceai atunci? Fotbal. Era pe partea de fotbal. Ok, și când ai descoperit caiacul? Caiacul l-am descoperit uh, cam când am schimbat și m-am dus spre domeniul bancar. Tot așa am avut noroc pentru că am mers la, un, la tenis de câmp și acolo am văzut pe cineva cu caiacul. Și când am văzut caiacul, pentru mine a fost uh, dragoste la prima vedere. El s-a uitat la mine, eu la el, până l-am cumpărat. <laughs> adică, tu jucai fotbal, dar. Uh, uh, Sursa veniturilor tale erau oile. Da. Pe urmă, ai descoperit caiacul și ai început să te joci cu caiacul pe diverse ape din uh, nordul României, dar sursa veniturilor tale era la bancă. Da. Și într-o zi ai ales să faci din sport uh, uh, preocuparea ta permanentă. Da. da. A fost o zi în care o să o țin minte mereu pentru că a fost. Într-o zi s-a luat toată decizia. Am întrebat sora mea de ce nu schimb tot și am zis hai să schimbăm. Dar și cum din... ți-ai dat seama că e nevoie să schimb tot? Simteam că activitatea de, care aveam în domeniul bancar, eram consultant financiar, nu mă mai împlinea. Știam foarte multe lucruri, am studiat foarte multe lucruri, ajutam foarte multă lume și atunci, și, la un moment dat, simțeam că nu. Nu mai nu progresez, dar nu mai progresam pentru că nu-mi nu doream să progresez. Nu, dar mai face fericit. Da, dar nici nu simțeam că-mi doresc ceva mai mult acolo. Și atunci mi-am dat seama că stau și nu-mi-a plăcut, și în ziua aia am decis tot. Deci, din ziua aia uh, nu am mai dat niciun fel de consultanță, din ziua aia nimic. Cu cine am vorbit, i-am mulțumit, am spus că eu am terminat activitatea din acea zonă și am sunat în acea zi uh, o firmă care să-mi aducă caiace. Să le cumpăr, am sunat în ziua aia și am căutat o mașină, o prima dubă ce am cumpărat-o, toate în acea zi. N-a fost riscant să renunți la ceva ce știai foarte clar cum îți aduce bani și să uh, intri în zona asta în care, ca n vei, că tu vei putea chiar să trăiești la un moment dat din asta. Da, da, da a fost riscant pentru că chiar și familia mea nu a știut ce, să, ce se întâmplă și C de ce și am schimbat chiar așa tare. Ce spuneau? Ce faci tu cu caiacele în satul mare? Ce faci tu cu 20 de caiace în satul mare? Dar nu înțelegeau nimic, nu știau nici ce înseamnă caiac simplu și dublu și eu știam și am zis, bun, eu cu aceste caiace voi face activități în satul mare, voi duce toți copiii din satul mare, voi face caiaciști, prea SF pentru toți cele. Să le astea. spunem ascultătorilor că tu ai început să faci sport de performanță și uh, după ce te-ai uh, uh, te retras din competiții. Uh, ca sportiv, ai rămas președintele Federației Române de Kayak Slalom ai... antrenorul lotului antrenorul României, lotului României. Da. și uh, ai făcut din kayak o formă de manifestare sportivă pentru uh, cei care doresc să practice asta și ca hobby, nu numai ca și performanță. Și că în momentul ăsta activitatea ta se împarte în două ai uh, lotul național de Kayak Slalom pe care îl pregătești și cu care te duci la competiții în continuare, la toate campionatele din. de țară naționale, și mondiale, din... europene, absolut toate, în fiecare Așa. an. Și în paralel ai caiacul ca uh, formă de manifestare sportivă pentru oameni care nu fac neapărat performanță, dar vor să. -și... Da, sportul de masă. Sport de masă. Da. E, sunt uh, cele două ramuri care am reușit până la urmă să, să mă împart iar pe partea de performanță stăm foarte bine în România, mi-am dorit foarte mult să promovez caiac slalom, care este sport olimpic și caiac extrem și am reușit să fac asta până la nivelul în care sunt acum mai antrenor, iar pe partea de sport de masă -am, am cam reușit ce mi-am propus, să fac din toți copiii caiaciști pe partea de satul mare și acum dezvoltăm la nivel național și ducem sportul ca și sport de masă, mergem la nivel național, pentru că îmi doresc foarte mult să prietenesc pe toată lumea cu apă. Și am văzut că putem să facem asta destul de ușor. Ce e apa pentru tine? Eu, eu cred că în apă m-am născut, sau <laughs> eu sunt apă, cum mi se spune în foarte multe cazuri că eu sunt apă. Da, e zona unde îmi place cel mai mult și unde mă simt cel mai bine, și apa e, cum spun tuturor, este terapie, în primul rând, și nu doar să stai să plutești pe apă, e o terapie, Când să stai în zona amul? apei făcând aceste activități. Mi-am dat seama de toate lucrurile astea, pentru că citeam și am citit despre apă, am citit despre uh, ce înseamnă apa, este viață, este puritate, e, și dar nu le-am simțit. Numai în momentul când am început să mă joc și când am început să văd uh, cum reacționează oamenii care ajung acolo, cum reacționează copiii, cum reacționează oamenii, cum reacționează oamenii cu nevoi speciale când ajung acolo. Și avem toți aceeași, aceeași reacție. Ne liniștim, cum reacționează animalele? Avem tot așa că am avut persoane care au venit cu căței și au zis, a zis, da, câinele meu au agitat. Ia pune în caiac și stai puțin pe apă. S-a așezat cățelul, s-a bucurat de tot ce a văzut. Deci avem o... Cam toți avem aceeași reacție. Ne liniștim. Ne liniștim când suntem pe apă, ne bucurăm de ceea ce vedem acolo, plutim pe acea apă. După care, dacă începem să vă slim, bineînțeles, începe partea de sport. Te-ai întâlnit cu oameni care se tem de apă? Da, păi, asta m-a motivat, cred de la început. E, sunt foarte mulți foarte mulți oameni care se tem de apă. De unde crezi că vine această frică de apă? Acum cred că fiecare în particular are o, o, problemă cu treaba asta, de la părinții lor mai mult. Primită sau neavând activități pe apă, pentru că nu poți să ai activități pe apă și să-i o transmiți copilului tău, n cum. Și atunci dacă nu ai activități pe apă, poți să transmiți această frică copilului tău. Ce mi-a plăcut foarte mult și ce îmi place foarte mult să ne distrăm în momentul când vin copii la noi în activități și înainte vin părinții și spun Vezi că copilul meu se teme de apă Și noi ajungem la tabără Unde 50 de copii fug să-și avesta Vestele pe ei ca să se arunce în apă Și acel copil când vede acea haită de copii Merge, își ia vesta și se aruncă în apă Și a durat câteva secunde Să treacă de frica de apă Și după mă duc la el și spun Ești bine? Îți place? Wow, e super fericit Și părintele nu înțelege cum a reușit să-mi scoți copilul? Am avut cazuri care zicea că s-au dus la psiholog, a fost la psiholog și încercau să-l treacă peste frica de apă. Ne-a luat două minute să-l trecem peste o frică de apă. De ce? Pentru că eram acolo în acea activitate. Lucru care, normal, că dacă părintele are acea frică, nu are cum să-l treacă pe copil. Și atunci trebuie să-l ducă, să aducă spre noi. Tu ai descoperit într-o zi caiacul, ai transformat caiacul în sportul vieții tale, ai dus și ai cucerit medalii în campionate naționale și internaționale. După care ai început să înveți și alți oameni să descopere acest sport și să-l facă de performanță, și te-ai gândit tu să faci din caiacul acesta un sport de masă care să se ducă inclusiv spre persoanele cu dizabilități. Cum, cum ți-a venit această idee? Să-i pui în caiac pe oamenii pe care îi uh, iei din scaunul rulant. Pe mine m-a impresionat uh, foarte tare felul în care tu le dai putere și încredere acestor oameni. Și când te-am văzut cum ridici din scaunul rulant pe tine și pe colegii tăi din asociație, pe Gabi și pe ceilalți oameni care te ajută și pui omul uh, cu dizabilități, în caiac. Iar el, pentru că din caiac, știi, din caiac suntem toți egali. În caiac nu se vede scaunul rulant. Și eu când îi văd pe oamenii cu dizabilități din scaunul rulant cum abia pot să mă țin după Angela, după <fie> uh, uh, Bogdan, după Vasiei, după uh, Adrian. Până, până atunci, eu eram foarte uh, întreagă. Și după ce i-ai pus în caiac și ei au străbătut la ăla dintr-un capăt în altul, îmi căutam eu scaunul rulant. <laughs> Cum ți-ai dat seama că acest sport poate să fie portița de scăpare pentru oamenii din scaunele rulante? Lucrând cu ei mi-am dat seama, dar totul a început în momentul când am văzut o filmare, exact cu era în America un astfel de băiat care a avut un accident și a fost dus la un centru de recuperare și acolo a fost pus în caiac. Și a zis că este singurul loc unde el se simte perfect normal. De ce? El era cu picioarele înăuntru, nimeni nu știa că este o persoană cu nevoi speciale. Și asta pe el l-a încurajat atât de mult încât a vrut să și s-a dezvoltat în acest sport. Și Eu care iubeam foarte mult caiacul și vedeam cât este important pentru toată lumea din jur să se împrietenească cu apa, să plutească pe apă, să se bucure. Mi-am dat seama că, ok, hai să mă îndrept și spre aceste persoane, să văd ce se întâmplă. Am fost, am vorbit cu doctori care mi-au spus ce se poate întâmpla, cum se poate întâmpla, trebuie să ai grijă, să aibă coloana drept, când se pune în caiac, când una alta. Și am zis, bun, hai să încercăm. Am încercat la piscină prima dată, o persoană cu nevoi speciale, l-am luat, l-am pus în caiac, m am însuțit un doctor și când am văzut persoane cu nevoi speciale cum se așează singur în caiac, s-a fixat singur, am zis, ok, eu... ce, ce, ai făcut acum? El a zis, m-am aranjat te poți fixa singur, te poți aranja singur. Credeam că e greu să lucrezi cu ei. Și bineînțeles, mulțumesc, zic. Mi-am dat seama că, wow, nu e greu să lucrezi cu persoanele cu nevoi speciale. Și l-am lăsat pe, pe, în piscină. El a văzut că poate să plutească pe apă, că poate să meargă oriunde în piscină, adică avea libertate de mișcare, putea să ajungă oriunde, ceea ce... Din păcate, nu era o scară, nu era o bordură. Exact, nu era o bordură, nu era nimic pe stradă, nu poate să ajungă oriunde. Dar acolo el putea să ajungă oriunde. Și când am văzut bucuria lui și feedback-urile care mi-a dat, am zis ok, hai să mai încercăm la lac. Vii tu, mai vin câțiva prieteni de atât tăi, da, am încercat la lac. Și când a văzut că nu ies de pe apă, că se duc în toate colțurile lacului, că se bucură de toate plantele, de toate animalele sălbatice, tot ce găsește. Sunt liberi și da. întregi. Wow, zic ok. Și atunci am început să lucrăm cu ei, am început să-i ducem din ce în ce mai mult, să-i duc în ce mai performante, mai micuțe. După care le-am le zis, deja erau, făceau parte din familie și am zis, bun, hai să nu ne focusăm doar pe noi aici, hai să ne dezvoltăm, hai să mergem pe alte județe, am mai luat încă copii cu nevoi speciale din alt județ și după am zis, bun, hai să mergem la nivel național, pentru că este clar că această nevoie și această bucurie care aveți voi, e, această nevoie e în toată țara. Mai exista vreo asociație în România în care să aibă această preocupare de accesibilizare a sportului pentru persoanele cu dizabilități? Nu, pe partea de sport ce cunosc eu nu. Partea ce ține de caiac de și de schi. Spor de apă. Și, de, da. de Tot de apă, e că e apă înghețată, că e apă. Tot de apă, corect. Da. Corect. Astăzi, Ionuț se află într-un proces de accesibilizare a lacurilor din România. Pentru cei care au venit un pic mai târziu pe frecvență Ionuț Stancovici. Schimbă perspectiva pe care o avem asupra relației cu mișcarea în această emisiune și trebuie să te felicit, Ionuț, pentru că astăzi ideea ta de a pune într-un caiac persoanele cu dizabilități din România a vindecat emoțional uh, sute de oameni, de părinți, de copii care pentru prima oară în viața lor s-au simțit într-un caiac liberi să meargă unde vor ei că pe apă nu există nicio scară, nicio bordură și scaunul urlant nu mai este o piedică. Așa este. Educația care o, o dăm și în activitățile cu persoane cu nevoi speciale, dar atât celor uh, cu nevoi speciale sau celor sănătoși e foarte mare. Nu, nu ne putem imagina decât prin feedback-urile care ni le dau ei. De exemplu, merg la mare cu copiii și îmi trimit poze că văslește copilul singur pe mare sau pe ocean și să atât de mulțumesc și să atât de fericiți că s-au împrietenit cu apa și cât încredere are pe apă și să se arunce și să se joace în apă. Și pe partea aceasta, bineînțeles, a fost o nevoie foarte mare a lor de a ieși din casă și de a se bucura de anumite lucruri accesibile lor. Eu Stancović m-a așezat într-un caiac, și tot Ion Stancović, invitatul meu din această emisiune, m-a pus pe schiuri la 50 de ani. Când uh, asta cu schiatul a fost pentru mine uh, o chestie pe care mi-am dorit toată viața să o fac, am suferit toată tinerețea mea pentru că prietenii mei coborau cu schiurile, în timp ce eu așteptam cu vinul fiert în față la baza pârtiei să, să și termine ei distracția ca să putem să mai facem lucruri împreună. Cum a reușit să facă asta și cum reușește Ionut Stancovici să dea încredere oamenilor, să-și depășească frica, să, să insufle în ei curajul de a îndrăzni, vorbim imediat. Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan Schimbă perspectiva astăzi despre felul în care privim mișcarea. Sunteți la Europa FM și Ionut Stancovici este invitatul meu din această emisiune. Ionut Stancovici este omul care a început un proces de accesibilizare a sportului pentru persoanele cu dizabilități și este omul care are în el o capacitate absolut extraordinară de a te face să crezi că poți ce Toată lumea ți-a spus că nu o să faci niciodată, iar tu credeai despre tine că nu o să poți să faci vreodată asta. Ionuț, din totdeauna ai avut această putere de a le da oamenilor curaj? Acum nu, nu pot să știu dacă am avut tot timpul această putere. Eu totuși simt că mi-am șlefuit-o acum sau am, poate am primit-o acum, se vede în momentul când am început să lucrez cu persoanele cu nevoi speciale. Pentru că până acolo, da, într-adevăr, oricând am avut un junior sau un copil care a trebuit să-l învăț ceva, mi-a fost foarte ușor să-l învăț și să-i dau curaj să la vârsta de 12 ani să sară cascade și râuri de munte și da, puteam să-i dau această putere și curaj și să-i să știe că sunt acolo cu el și putem face asta. Dar din moment ce am început cu persoanele cu nevoi speciale, de acolo o simt și mi-am dat seama că pot să-i ajut foarte mult. Pot să fiu alături de ei în foarte multe domenii ale vieții, să spun așa, când ei au nevoie să-mi spună, uite, aici ar trebui să fac asta, pot să fiu și să-i îndrum și să-i ajut să treacă peste și să le arăt cât de ușor este să treci peste și să ai curaj. Iar eu sunt o persoană care am avut o nevoie absolut specială la un moment dat să-mi depășesc frica de a mă urca pe schiuri. N-am crezut vreodată că eu voi învăța să schiez. Și să le spunem ascultătorilor că am avut încredere în tine și mi-am dat seama cu această ocazie că teama mea nu era să stau pe schiuri. Teama mea era ce o să mă fac dacă o să cad și cred că foarte mulți oameni care ne ascultă au această frică de cădere. Iar tu ai făcut ceva absolut extraordinar, Ionuț. Înainte de a mă învăța cum să schiez, m-ai învățat cum să cad. Da. E un lucru care îl fac tot timpul pentru a liniști puțin oamenii, pentru că toți avem această frică. Orice activitate nouă aș face, sau chiar dacă nu este nouă, întotdeauna mă tem puțin că poate mă lovesc, poate mă accidentez sau sunt anumite momente în care nu controlez, indiferent că este plutit, că este alunecare sau alte sporturi și asta îmi place să le, să le arăt, că totul se poate controla dacă tu știi să o iei de la început eu am învățat foarte majoritatea acestor sporturi le-am învățat de singur și atunci a trebuit să știu să mă învăț, eu am căzut eu știu, tu nu ai cum să cazi într-o formă în care eu nu am căzut. atunci este un pic, de, un pic mai ușor să -ți, pot să-ți explic, să-ți arăt ce înseamnă când caz, când caz cu viteză, când caz să te pregătești de acea căzătură, să vezi ce înseamnă de fapt a cădea în răpadă, care este o bucurie, să vezi ce înseamnă să cazi în apă, care este o mai mare bucurie. Și atunci o vezi altcumva această căzătură și nu mai stai să te, te focusezi că vai ce se poate întâmpla. Și iar dacă-ți aduci aminte, nu ai plecat din mâinile mele până n-ai știut că poți să controlezi și alunecarea. Deci, știai să cazi, știai să controlezi uh, alunecarea și după care ai rămas liberă. Dar mai mai învățat ceva de care ne temem foarte tare. M-a învățat cum să mă ridic pentru că foarte mulți oameni, mai ales cei care au câteva kilograme în plus sau care n-au făcut mișcare de foarte multă vreme, se tem rău de căzătură, dar și mai rău se tem că nu o să știe să se ridice. Iar de la tine am învățat Tehnica prin care să mă sprijin pe un genunchi și pe o mână și cu cealaltă să împing corpul într-un fel în care să mă ridic destul de ușor. Cum ar fi să învățăm la școală, să ne, să cădem și apoi să ne ridicăm, Ionuț? Da, ar fi foarte important să avem și în partea de școală lucrurile astea, dar suntem, când suntem micuți, suntem foarte curajoși. Problema, cred că intervine în momentul când începem să avem câțiva ani în care noi nu am mai căzut deloc, câțiva ani în, cazul în, care, câțiva ani în care noi n-am mai, da un exemplu, lângă un râu, n-am mai alergat pe pietre, de pe piatră pe, pe cealaltă, și îți dai seama că ajungi acolo la 20 și ceva de ani, 30 și ceva de ani, 40 și ceva de ani, că ți-e frică să mai alergi de pe o piatră pe cealaltă, că ai impresia că o să alunești sau ți se poate întâmpla ceva rău, nu mai știi să cazi. Și aici intervine, cred că, nevoia de a încerca sporturi noi, dar totuși să te duci spre cineva care te poate îndruma puțin. Cum să-ți aduc aminte, că asta e toată ideea. Mai de mult știam să cădem, când eram micuți, cum cădeam? Cădeam, ne distram și după aia ne ștergeam bine și continuam activitatea. Dar vezi că părinții din ziua de astăzi au o teamă foarte mare pentru căderile copiilor lor și sunt foarte protectori și copiii Pii, ai dreptate, ajung să nici nu știe cum e să cadă. Da, da, Când da, da pentru, să cadă. Pentru că îi îngrădim noi destul de mult, da. Și nu îi lăsăm și nu le permitem și... Da, trebuie să... Dar sunt părinții care la fel nu fac treaba asta. Dacă un părinte ar face sport și ei nu s-ar teme să, să să-și controleze cu... propriile căderi și să-și exact. exerseze propria ridicare. Exact. E deja un exemplu pentru copil Atunci îl lași să cadă, pentru că știi deja, că îl lași să vezi cum se ridică, poți să-l îndrumi, să vezi cum faci asta. Eu nu ți am învățat să schiez? și sunt foarte fericită și îți mulțumesc și mi-am cumpărat echipament pentru prima oară în viața mea. Știi că era foarte frustrant pentru mine, toată lumea avea echipament, toată lumea știa. Eu am descoperit acum, în urmă cu trei ani, hainele termorezistente, că nu aveam nevoie de ele până atunci și bocancii speciali. Și echipamentul roșu. Și echipamentul roșu, da. Și am învățat foarte repede. Două zile deja da. mă descurcam. A, da, pentru că ai prins curaj în momentul în care ești tu să controlezi alunecarea și să... Dar să știți, dragi ascultători, că în continuare mă duc pe pârtiile pentru începători și uh, știu exact uh, cât pot să duc în acest moment și sunt foarte recunoscătoare că pot să fac asta. Mm, nu cred că o să vă întâlniți cu mine pe pârtiile periculoase, <laughs> pentru că decât dacă eu nu-ți acolo... <laughs> În, împreună cu el Încurajă să mă duc pentru că uh, știu că uh, mă supraveghează. Ai reușit să faci asta cu mine, care aveam o frică imensă, și uh, după nașterea maiei și lăsatul de uh, fumat, urcatul pe schiuri a fost al treilea, cel mai greu lucru pe care eu le-am făcut până acum. Și ai reușit să faci asta cu foarte multe persoane cu dizabilități, pe care le-ai pus pe schiuri speciale. Și pentru care iarna n-a mai fost doar un anotimp neprietenos în care ei stau în casă și se uită de pe fereastră cum restul populației se bucură de zăpadă și de ninsoare. Da, am reușit să punem pe schiuri oamenii cu nevoi speciale. Am reușit sezonul trecut în patru ore. Să învăț o persoană cu dizabilități, cu nevoi speciale, cu dizabilități locomotorii, să schieze singur, independent. În patru ore a reușit să urce cu teleschiu și să coboare singur, controlându-și toată alunecarea până jos. În patru ore am reușit să fac asta. Și pentru mine a fost un wow, record. Pentru că țin minte, înainte să încep sezonul, am făcut acele tabere gândindu-mă că îmi ia cinci zile să fac asta și în timp ce mă întâlneam cu acești oameni și de la tabără la tabără ne dădeam seama că în două zile ei își doreau atât de mult să schieze și să se bucure numai de învăța învățau într-o zi două, ca de celelalte zile se doar să se bucure, ce să spun, perfecționeze. Ce spun oamenii ăștia? Că zboară. Asta este cea mai tare senzație a lor. E tot spun. Și cei care ducem noi, care sunt cu grave și trebuie să fie duși de noi, este aceeași senzație pentru nevăzător, care îl înveți să schieze, care simte că zboară, este aceeași senzație pentru... Ați spun, ei îți descriu cam aceeași senzație. Și asta este frumos, că și au zborul, că zboară. Tu ai ajutat nevăzători să văslească? Da, da, pe partea de văslit. Am reușit să ducem nevăzătorii până la nivelul în care poate să văslească singur pe lac, dacă poți să să-ți imaginezi asta. E un lac, punem în punctele cardinale boxe cu sunete speciale pentru ei și singur pe lac, fără ca tu să-i mai spui stânga, dreapta sau să fie cineva în caia cu el, merge exact cum mergem noi și merge Depo între sunete. sunete. Și se, îți face tura, roată de, de lac, își poate face antrenamentul exact ca și noi. Deci oprești doar un sunet sau îl strici când vrei să vină la margine și atunci strici până, până, te aude și el vine exact unde unde și aude sunetul. E ceva extraordinar ce poate să facă. Și ai pus văzătorii și peschiurile speciale uh... Da, noi am, am, vrut să arătăm și vom arăta tot timpul că orice persoană cu nevoi speciale poate să schieze, indiferent de dizabilitate. N-am întâlnit pe cineva și să nu găsesc o soluție că el să ajungă să se bucure de, de iarnă, de alunecat pe zăpadă sau în vară de caia cu noi. Să le spunem ascultătorilor că în urmă cu doi ani am fost cu tine pe câteva părti din România și am susținut cu toată credința mea campania ta de accesibilizat pârtiile pentru persoane cu dizabilități și am rămas profund impresionată de bucuria părinților care își vedeau pentru prima oară copiii din scaunele rulante sau cu diverse alte dizabilități, îi vedeau fericiți să se bucure de iarnă. Să se bucure de, de felul în care uh, ei percepeau ninsoarea, zăpada. Eu nu sunt oameni care n-au ieșit niciodată din casă, iarna. Da, știu asta. Știu asta, și uh, chiar în anul, când uh, ai venit alături de noi, atunci am reușit să ieșim atât de puternic la nivel național și să acoperim la nivel național destul de mult pârtile. Și atunci am identificat foarte multe lucruri. Exact cum spui, sunt oameni care nu este loc, care se tem să iasă, pentru că ei nu-și simt unele membre, au impresia că poate le îngheață. Bun, este soluție și pentru așa ceva și când le spui că costă 4 lei plicul care și îl pune acolo și ține că îl dură 4-5 ore, wow, chiar aș putea să fac asta. Și ca să ajungă, să, ca noi să putem să-i sfătuim pe toți, da, a să o lipsă fie un... de informații, o lipsă de educație a societății, da. din punctul ăsta de vedere. Cu ce putem să te ajutăm noi pe tine, în momentul ăsta? Pentru că tu, în continuare, ești în procesul de accesibilizare a sportului pentru persoanele cu dizabilități. Da, acum am încheiat proiectele care l-am avut în vară și acum din nou începe proiectul de iarnă, care pe lângă faptul că suntem pe pârtie, vom fi mai mult timp, vom sta câte două săptămâni la câte o pârtie, nu doar o săptămână, ca să fie, le fie mai ușor să vină și să ne găsească acolo la pârtie și să avem timp pentru mai multe persoane cu nevoi speciale să se bucure în toată România de, de schi. O să avem o componentă nouă, adică vom, vom avea o mașină adaptată cu elevatoare speciale și ne vom duce după acei oameni în fiecare oraș unde este lângă care este pârtia și vom coborâ pe cei care n-au ieșit de un an, doi, trei, cinci din casă. Pentru că eu n-am știut că există acești oameni. Și în activitățile noastre m-am trezit cu discuții în care îmi spuneau că eu nu mi-am scos fetița de un an de când n-ai mai fost tu atunci cu caiacul. După un an am scos-o din casă. Cum adică după un an? Păi n-am cum, e la etajul 4. E foarte greu să o scoatem ok, altă poveste, doi ani de zile Adică tot să ai niște lifturi mobile? Da, 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 și doresc dimineața să mă duc, să identific pe acești oameni înainte și îi vom identifica, vorbesc cu ei și le spun, anul acesta pârtea începe din, din uh, blocul tău din, uh, de la ușa casei tale mă duc, îl cobor de la etajul 4 3, 2, cât, îl pun în mașină și îl duc să se bucure. Oameni care și vom auzi câteva povești de la oameni care nu au ieșit de ani de ani de zile din casă Ce înseamnă pentru tine experiența astea, Ionuț? Sunt sigur că mă vor învăța ce aș putea să fac mai mult pentru ei pentru că nu am auzit tot timpul poveștile, am auzit astea alte povești care au ieșit și au, au fost în anumite zone și nu au avut nimic accesibil și aici reușim să ne implicăm. Dar de ce Dar faci oamenii ăia de ce nu ies? De ce faci asta? <laughs> de ce fac asta? Nu întrebare, pentru că pot și simt că trebuie să o fac pentru ei. Pentru că uh, au foarte, foarte mare nevoie de noi, cei care suntem sănătoși și putem să îi ajutăm. Eu am foarte mare încredere în puterea lui Ionuț de a te face să faci ceea ce n-ai crezut că vei face vreodată și a fost în cap să mă învețe să stau în mâini, nu i-a ieșit încă, muncim la asta de vreo trei ani de zile. În schimb, m-a învățat planșa. Planșa este prima activitate fizică pe care eu am făcut-o constant după foarte multă vreme de sedentarism și trebuie să le spunem ascultătorilor că de la. 20 de secunde cât am reușit să stau prima dată, am ajuns să stau chiar 3 minute la un moment dat și făceam serii de câte uh, 4 planșe. De ce planșa? Părerea mea este când uh, trebuie să faci totul în joacă ca să-ți placă și trebuie să faci întotdeauna ceva care-ți place. Iar uh, știam că la tine va merge foarte bine pentru că este o planșă, este și un. Uh, doar efort fizic, este și psihic. Pentru că tu acolo rămâi nemișcat și trebuie să rămâi nemișcat acele minute. Și te că intrud, știam eu. că ai să-ți consumi okay. imaginația foarte bine în momentele în care tu rămâi. Și dacă ții minte și vrei să spui tuturor, tu ai un anumit ritual în momentul în care deja stai Facă în planșă, așa. tu deja creierul tău... Se roagă sau creierul tău merge spre anumite lucruri foarte frumoase, ceea ce este un lucru foarte frumos. Și așa mi-am dat. Care e efectul planșei? Cum, cum se face? Hai să povestim, Hai, un pic, că tot, suntem la pentru, radio. Pentru tot corpul. Așa? Mie. Te ajută foarte oricine, mult. Oricine, de orice vârstă, orice uh, indiferent de kilogramele pe care le ai, indiferent de, de... locul în care te afli, poți exact. să faci acest exercițiu. Mie mi-a convenit planșa pentru că făceam planșa în, pe scenă. Am văzut. În, înainte de spectacole, găseam câteva minute și eram atât de bună că băteam pe cronometru toți bărbații din echipă ajunsesem să fiu foarte bună. Care e efectul planșei? De, în primul rând, un efect foarte frumos este pentru că te bucurai când făceai, pentru că pe lângă fizic și cât de mult te întărește fizic și te ajută, ai depășit Dar restul corpului? băieților. Da, supra, lucrează aproape toți mușchii din corp. Deci de -aia e un lucru foarte, foarte bun. Și de-aia spuneam dimineața, mai ales când îl faci. Acum nu toată lumea, unii fac seara, unii fac dimineața, depinde când îmi place. Mie, eu, și eu sunt dimineața. Mie -mi place Dragi mă dimineața vă așezați să stau. pe coate da. și pe vârful uh, degetelor de la picioare. Exact. Da? Într-o planșă perfectă, în para paralel cu podeaua. Da. Și stați acolo cât puteți, cât mai drept posibil. Dar nu posibil. contează câte secunde, cât cum. Bă, ideea e să progresezi. Mi-a plăcut foarte mult. tare că stăteam 20 de secunde și făceam pauză <laughs> 5 minute. <laughs> <laughs> și, și, vor mai, iar stăteam 20 de secunde și făceam pauză 5 minute. Totul este să faci cu bucurie, pentru că atunci, repeți. eu nu am mai fost de câțiva ani în, în, în salile de sport, pentru că am reușit să fac toate lucrurile astea cu bucurie și să stau în mâini și să mă joc, chiar și într-o cameră de hotel. Și dimineața, într-o jumătate de oră, mă solicită atât de mult tot în parc, acest efort. pe vârful muntei, pe exact. malul mării. Începeți cu 20 de secunde. Vă mărturisesc că eu am ajuns să stau câteva minute în serii de câte patru și ca să-mi fie mai ușor la o serie, de exemplu, știu că o serie de un minut și jumătate înseamnă pentru mine șapte tatăl nostru. <laughs> o serie de un minut și jumătate înseamnă de 25 de ori rugăciunea inimii. O altă serie de un minut și jumătate înseamnă o meditație scurtă pe care. sau să număr până la, nu știu, da, 150 și eu, eu înapoi. Îmi place să citesc în timp ce stau. Eu nu ți, ți mulțumesc foarte mult pentru toate lucrurile pe care le-ai adus în viața mea și îmi doresc foarte tare ca întâlnirea noastră de astăzi, de la schimbă perspectiva, să le fi dat oamenilor acel impuls care să-i ridice de pe fotoliu și de pe canapea. Eu sunt acum într-un proces de mișcare națională care se numește Facem pași și mi-am propus ca în fiecare zi să fac o medie de 10.000 de pași, și de câteva luni de zile reușesc să fac această medie pe lună. Uneori uh, fac mai mulți, alteori fac mai puțin, pentru că într-o seară am descoperit pe aplicația din telefonul meu că făcusem 1200 de pași în ziua respectivă, cu scuza că am fost foarte ocupată și mi-am dat seama că nu, lucrurile nu pot să merg așa mai departe și astăzi sunt foarte mulți oameni în jurul meu care au luat acest model și fără ca eu să știu și fără să-mi dau seama au început să facă pași alături de mine, chiar dacă facem fiecare pași acolo unde suntem. Cât de important este exemplu personal pentru cei din jurul tău? Este foarte important. Este foarte important pentru toți din jurul tău, pentru copiii, Dei pentru toată lumea care te înconjoară și tu ești înconjurat de foarte multă lume, este foarte, foarte important pentru că te văd pe tine și vrând, vrând, la un moment dat vor, fa vor, vor dori și ei să vadă sau să facă asta și iar văd că nu e un lucru negativ. Asta cred că e cel mai important. Eu am primit tot felul de feedback-uri după câțiva ani de activități în tot felul de zone unde se mai fac activități, unde lumea preia din activități și le-au preluat pur și simplu pentru că au văzut că fac bine. Ei acum, ei și-au dorit să facă bine și-au preluat activitățile astea și dacă noi suntem un exemplu pentru ei să facem sport care este un lucru bun sau orice activitate care face bine lumea, o va prelua. Unde ne vedem în iarna asta? Uh, din nou, pe toate părțile din țară. O să ne vedem la Buscat, o să ne vedem la Păltiniș o să ne vedem în, în cheile Grădiște, în Vatra Dornei, în Poiana Brașov, peste tot. Să știi că Radu Constantinescu, colegul meu, mi-a zis când i-am povestit că vin la emisiune și că tu m-ai învățat să schiez, că mai are și el o șansă. Așa că eu fac o listă cu toți cei care... Știi că poate reușim să facem asta, să adunăm la un moment dat într-un loc mai mulți oameni care și-au pierdut orice speranță că ar mai putea să urce pe schiuri în această viață și să-i treci și pe ei prin da. procesul de facem împreună. încredere toți la o altă, să facem împreună să pornim deodată toți, dar ar fi un lucru foarte frumos o să ne gândim la asta îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune eu îți mulțumesc. Ionut Stancovici a fost invitatul meu de astăzi. Am schimbat perspectiva un pic asupra felului în care ne raportăm la mișcare. Este extrem de important să faceți orice fel de mișcare atâta timp cât vă face plăcere, cât o faceți cu bucurie și să nu vă temeți că nu puteți să faceți pentru că, iată, invitatul meu de astăzi ne-a arătat din nou că indiferent de dizabilitatea pe care uh, o are un om, sau indiferent de capacitățile despre care îți spun ceilalți că le ai sau nu le ai, găsești în tine resurse și putere să te ridici de pe scaun și de pe canapea și să faci pași în, în prietenirea cu mișcarea pentru corpul tău și pentru uh, ceea ce îți dorești de la viață. Să trăim sănătoși și fericiți până la 100 de ani și nu uitați, dacă în fața voastră apare un zid, nu vă așezați uh, în fața zidului să vă plângeți, ci puneți mâinile pe cap, dar nu ca să spuneți vai, vai, vai și ioi, 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 ci ca să spuneți idee, 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 idee. Schimbă perspectiva. Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.